Bună ziua și Hristos a înviat! Bine ați venit la conferința noastră de presă ocazionată de semnarea contractului cu Secesoma, contractul de delegare a gestiunii de activități de colectare și transport a deșeurilor la nivelul municipiului Bacău și a celor 22 de comune limitrofe, un contract așteptat și de băcăuani, un contract așteptat și de municipalitate și de OAT-uri. Astăzi se încheie o procedură care ar fi trebuit să înceapă acum 10 ani, odată cu recepționarea și punerea în funcțiune a celulei 1, celulă care astăzi și-a atins capacitatea și s-a trecut la operarea celei de-a doua celule. Procedurile trebuiau pornite atunci în 2010, în 2011, însă începând cu anul 2016, ADIS a colaborat cu Primăria Bacău și a preluat sarcina elaborării documentației de atribuire și ulterior a organizării licitației pentru colectare și transportul deșeurilor la nivelul municipiului Bacău și a celor 22 de comune. În decembrie 2018, ADIS a demarat procedura de licitație, iar licitația s-a încheiat în aprilie 2021. O perioadă lungă, dar să nu uităm că în această perioadă a fost și pandemie, este și pandemie, ceea ce a însemnat că și aparatul administrativ, cât și instanțele de judecată au fost întârziate. Vreau să mulțumesc aici echipei ADIS, mulțumesc pentru faptul că dânșii s-au dovedit profesioniști și face ca astăzi să avem posibil un serviciu de calitate privind salubrizarea municipiului Bacău și a celor 22 de comune limitrofe. Nu vreau să intru în detalii tehnice, am pregătit și o prezentare a contractului în care am pus pe de o parte ce a fost până acum și ce o să urmeze, în așa fel încât să se facă o diferență cu semnarea acestui contract. Esența prestării acestui serviciu este că în urma derulării unei proceduri competitive, tarifele la care operatorul SOMA va colecta deșeurile sunt în general mai mici. Și o să, nu toate evident, pentru că legislația s-a schimbat între timp, și în mod evident nu include o majorare aberantă de taxă de salubritate, așa cum a fost abordată la finalul anului 2020. Evident, cu încadrarea în planul anual de evoluție a taxelor, adoptat în 2010 și ulterior amendat în 2018, cred că nu mă înșel, nu? Fac precizarea că acest contract a avut ca și criteriu prețul cel mai mic, însă acest preț cel mai mic reprezintă 85% din valoarea estimată. Știți foarte bine că folosirea acestui criteriu dădea posibilitatea celor care participau la licitație să ducă undeva în 50-60% și atunci să câștige contractul în condiții în care nu puteau să presteze din punct de vedere calitativ. De această dată s-a dovedit că operatorul a venit cu un preț rezonabil, 85% din valoarea estimată. Valoarea contractului, și aș vrea să vedem dacă pot de aici, valoarea contractului este de 128.674. Perioada contractului 2021-2029. Și aici aș vrea să dau, dacă rog, să dăm către ce înseamnă
ce înseamnă acest contract, nu către indicatorii de performanță, ce presupune ca investiții. Se vor distribui 42.000 de euro cubele pentru colectarea deșeurilor reziduale menajere de locuințe, 528 de euro containere la 1.100 de litri pentru colectarea deșeurilor din zonă de blocuri locuințe colective în municipiul Bacău, 600 de iglu destinate colectării reciclabile în municipiul Bacău, din zonele de locuințe și, evident, și limitrofe, dacă peste 1.300 de containere și peste 5.000 de pubele pentru colectarea deșeurilor de la agenții economici și instituții publice din zona Bacău și celelalte 22 de comune. Vor fi amplasate 201 baterii de colectare a deșeurilor reciclabile în municipiul Bacău. Astfel, Adis Bacău se aliniază prin acest contract la normativele europene în domeniu și sunt convins că toate comunitățile deservite prin acest contract vor înțelege că respectând mediul și colectând selectiv deșeurile, putem să avem, să economisim și bani și să respectăm și natura. Vreau să felicit operatorul Soma pentru câștigarea acestui contract, cu atât mai mult cu cât este din Bacău și va presta pentru locuitorii municipiului și o parte din județul Bacău, în timp ce unii fac made in Bacău pe Facebook, la noi chiar se întâmplă lucrul ăsta. Îl felicit sincer și în calitate de președinte vă garantez că nu o să facem rabat de la calitatea executării acestui contract, de la prestarea acestui serviciu, cu atât mai mult cu cât știu că operatorul Soma prestează în condiții calitative la Sibiu, fiind un exemplu de bune practici și care îl vrem replicat la Bacău. Ce vreau să vă aduc ca noutate în acest contract e, pe lângă faptul că se aliniază normelor europene și legislației în vigoare, avem indicatori de performanță care sunt cuantificabili. Acest contract este orientat în primul rând spre reciclare și are două componente, o componentă de conștientizare a populației pe de o parte, dar pe de altă parte și oferirea condițiilor de reciclare. Cu cât reciclăm mai mult, cu atât reducem cheltuielile pe salubrizare. Cam ăsta este principiul contractului. Nu vreau să repet, să intru în chestiuni tehnice, pentru că aici este apanajul colegilor mei de la ADIS, care încă o dată le mulțumesc, și pe de altă parte vreau să asigur și operatorul Soma de întreaga noastră colaborare ca acest contract să se desfășoare în condiții de calitate comparabile cu Sibiu sau poate mai bine. Vă mulțumesc și dau cuvântul domnului președinte dacă vrea să adauge ceva referitor de semnarea acestui contract. Vă rog. Țin să vă mulțumesc pentru cuvinte frumoase la adresa noastră. Aș dori ca faptele să fie înlocuite de vorbe. Vorbele să fie înlocuite de fapte. Vom încerca să facem în așa fel încât zona metropolitană să fie la nivelul și activităților desfășurate în alte zone. În primul rând vom face efortul pentru atingerea țintelor impuse de legislația națională și europeană. Avem, dacă sunt întrebări sau în completare, ce se va adresa domnului director Doru Ciprian Narcis. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte, în calitate de gazdă și vă asigur de faptul că îmi doresc mai puține vorbe și mai multe fapte. Vreau ca cetățeanul să simtă o îmbunătățire a prestării acestui serviciu. Știți că de fiecare dată au mai apărut discuții pe tema asta. Vreau să intrăm într-o normalitate, așa cum vă doriți dumneavoastră, noi să vă oferim condițiile corecte conform contract și dumneavoastră să prestați serviciu la un nivel de calitate
care să fie cel puțin satisfăcător pentru cetățean. Cine ne judecă va fi nu autoritatea locală, cât ne va judeca cetățeanul pentru calitatea serviciului prestat. Mulțumesc și o să vă rog dacă sunt întrebări. Am eu câteva întrebări. Mai întâi aș vrea să întreb dacă contractul care a fost sau va fi semnat în tema... Este... Așa, va putea fi renegociat lista teme din standardul din 2019, că unul din proprietari va cere un preț mai mic, pentru speranța că va putea după un an, doi, să invoce modificări legislative pentru a obține mai mult bani. A doua întrebare era legată de acele igluri în care se pun, mă rog, să zic, prețuri. Cum se va putea preveni cursul din acele igluri? Pentru că acum există tot felul de, mă rog, grupuri de, mă rog, oameni ai străzii sau firme private, alte firme private decât operatorul Soma, care pur și simplu spună tot continuul acelor adunat în igluri. Și ce se va schimba efectiv în actualul peisaj de la ghienele din oraș? Bun, acum o să încerc să răspund. Din punct de vedere a contractului, o să las pe domnul director executiv Cătălin Moise să vă dea amănuntele necesare referitoare, dacă cumva există sau nu riscul de a se modifica prețul în funcție de... Adică o practică care se face, să ne ascundem după, care era în trecut. O să spun eu câteva lucruri. Condițiile contractului sunt ferme, sunt clare, sunt pe obiective, sunt pe indicatori și... corespondent la un preț la care au fost ofertat. Adică prețul comparativ cu ceea ce este în contract e corect. Nu avem decât dacă apar, și evident dacă apar anumite modificări legislative de acum înainte. Dar pentru ceea ce a fost prins în contract, așa, asta a fost și necesitatea de a ne raporta la economia circulară, la fondul de mediu. Sunt câteva chestiuni de acolo care sunt cu elemente de noutate și noi nu facem de acum decât să intrăm într-o normalitate și în legalitate cu acest contract. Domnul director executiv, vă rog. Ca a răspuns la prima întrebare a dumneavoastră, deci control contractului timp de cel puțin un an, nu se va putea veni cu solicitare de modificare a tarifului. Modificările de tarif sunt reglementate de ordinul ANRSC 109, sunt foarte clare în momentul când se modifică un element din fișa de fundamentare a tarifului peste un anumit prag, se poate solicita delegatarului modificarea de tarif în sus. Cum și noi putem, ca ANIS, solicita diminuarea tarifului în condițiile, în aceleași condiții date de ordinul ANRSC. Deci, vă dau un exemplu. Se modifică, intervine reglementul și modifică salariul minim pe economie, îl duce la o cotă cu 30% mai mare decât la momentul semnării contractului. Pe fișa de fundamentare, la componenta de cheltuieli cu munca vie, cheltuieli cu... Așa, apare un salt de 30%, dar doar pe acea componentă. Legiuitorul prevede faptul că operatorul poate veni cu solicitare de modificare de tarif în sensul respectiv. Deci nu vor fi modificări de tarif nejustificate, sub nicio formă, și cum a spus domnul președinte, este chiar bine închegat acest contract și cum este făcut este și relativ ușor de monitorizat. Deci nu prezumăm, viitoare modificări de tarif. Deci, da, am să fac eu o completare și aș vrea să vă uitați, am făcut un comparativ. Prețuri pe tariful actual pentru Bacău, deșeuri reciclabile, pentru și tariful nou din contract.
în așa fel încât se vadă că, într-adevăr, nu peste tot, dar în majoritatea tarifelor practicate sunt mai mici. Putem compara 1.400 de lei pe tonă cu 386, ceea ce înseamnă că încurajăm reciclarea. Asta e un aspect. Asta înseamnă. E adevărat, la deșeuri menajere voluminoase. Ai 151 de tone și acum o să avem 167,65 de lei pe tonă. Dar cu cât crește reciclarea, cu atât fondurile pentru salubrizare se micșorează. Adică mă refer pentru UAT-uri. Cam ăsta e principiul pe care se merge și de fapt este un principiu care se aplică în toată comunitatea europeană. Noi nu facem decât să ne raliem acestora. Dacă domnul, mai aveți o întrebare, o să vă răspund dacă aveți de adăugat ceva. Domnul acesta este numele meu, sunt director general al companiei. Referitor și în completare, dar și ca răspuns către dumneavoastră, fac următoarele precizări. Orice modificare, orice actualizare a tarifului se face numai în condițiile legale, respectiv cu respectarea acelui ordin 109 pe care l-a prezentat, a precizat domnul Moise. Pot apărea cazuri și foarte bine a precizat în care tariful poate crește, dar și poate scade. Vă dau un caz concret, poate apărea, cum mi s-a întâmplat în activitatea la Sibiu, ca costul combustibilului să scadă. Adică față noi acum în tarif e 4,2. Din păcate acum s-a făcut 5 și ceva, dar poate ajunge la 3. Atunci ADIS-ul va veni cu o propunere de modificare în minus. Modificarea nu înseamnă totdeauna o creștere de tarif. Sau pot apărea prevederi legislative, precum a apărut acei 80 de lei care se cheamă CEC, contribuția la economia circulară, care a făcut automat ca tariful, mai ales pentru cei la Sibiu, noi plătim depozitarea și CEC-ul operatorului de depozit, astfel încât inevitabil a trebuit să introducem un tarif la tariful reglementat care era în contractul respectiv, 150 lei, 70 de lei depozitarea și 80 de lei CEC-ul. Așa pot apărea o grămadă de prevederi legislative, se presupune că apare o lege suplimentară. Și atunci o să fie, dar, repet, aceste lucruri pot fi solicitate spre aprobare ADIS-ului, spre aprobare membrilor ADIS-ului, pentru că nu aprobă domnul director pe executiva ADIS-ului, ci aprobă membrii, în condiții legale, respectiv când elementul de cheltuială manifestă o creștere de 5% pentru cel puțin 3 luni consecutive. Asta în ceea ce privește răspunsul la posibilitatea modificărilor sau nemodificărilor prețurilor actuale cu care am câștigat această procedură de achiziție. La al doilea răspuns, oriunde în România se întâmplă atâta timp cât deșeurile valorificabile au preț și au preț, oricând există posibilitatea ca culegătorii informali, ca așa se denumesc de lege, să încerce prin diferite metode, putem face orice fel de contact, am văzut situațiile astea și în Germania, nu numai în România, în care sparge respectivul contact ca să fie, de exemplu, dozele de aluminiu. Bineînțeles că și acum și în viitor există poliție locală, există o grămadă de forțe. Am vrut să nu este țara nimănui până la coadă. Mi s-a întâmplat și cea mai mare problemă nu este furtul. Furtul e mai puțin. Mai mult sunt distrugerile datorate incendierilor. Același lucru l-am pățit și în Sibiu, când nu a putut să desfacă recipientul, pentru că acolo sunt recipiente dotate cu sistem automat de închidere, deci doar dacă ai cartel poți folosi respectivul punct de colectare, adică poți folosi accesul la ai acces. A văzut că n-a putut să-l desfacă, i-a dat foc efectiv. Am prins câțiva, da, asta e, că noi nu ne putem, noi ca firmă privată, nu suntem organ de poliție sau trăim totuși într-un stat ocupat, vor trebui respectate anumite reguli. Și al treilea lucru pe care
vreau să scot în evidență, pentru că vin în sprijinul celor afirmate domnul președinte, este faptul că doar colectând selectiv, trebuie să înțeleagă toată lumea, scad costurile. Pentru că orice tonă depozitată pe celulă, indiferent cum o facem azi, mâine, facem ca să fie plătit de către, până la poate, de către utilizator, depozitarea și acel cec. 150 de lei este la momentul actual, este aproape 150 de lei, este un cost foarte mare, comparându-l cu cel de colectare și transport, dar este 80 de lei include acel cec. Cu cât toată lumea va recicla, cu atât se vor genera, pe de o parte, și venituri din această activitate, și venituri, pentru că materialul reciclat înseamnă venit, care ajunge undeva tot la utilizatorul final prin micșorarea taxei, și doi, se cheltuie foarte puțină, inclusiv resursă. De asta sunt localități, noi am ajuns în o foarte mare campanie de conștientizare, am ajuns acolo unde facem în Sibiu, cu sprijinul total al autorităților, să avem cantități, uneori cantități zero, pe o anumită localitate. Într-o lună de zile, toată lumea. Dar acolo se colectează una din fracții care aici nu se colectează, în păcate, separat, respectiv biodegradabil. Biodegradabil este fracția de municipal care ajunge în stația de compostare, deci nu ajunge pe depozit, să fie plătit depozitare și cec, și reciclabilul, care totul merge pe valorificare ca materie primă secundară sau pe incinerare. Ideea că nimic nu mai ajunge la depozit. Este foarte greu să ajungi la 100%. Nici Uniunea Europeană în multe cazuri nu a ajuns, dar ținta asta este. Cu cât o să reciclăm toți împreună și noi, ca simpli cetățeni acasă, cu atât costurile serviciului de salubrizare scad. Scad enorm. De asta în Germania se colectează sticla pe 4 fracții. Pentru ca să nu îi se plătească operatorului de sortare, separarea sticlei verzi, sticlei incolore, sticlei maro și așa mai departe. De asta ei fac de la început. Și totul a fost să duce acolo, bineînțeles, cu amenzi, cu lipsa colectării atât încât deșeurile sunt colectate necorespunzător. Și în Sibiu noi am avut situații în care efectiv era un auto special, nu știe că acolo stă cel mai celebru medic, chirurg din Sibiu. Dar i-a pus flavorul ăla pe așa, din păcate nu vă putem colecta, deci ridica deșeurile, pentru că nu sunt depozitate corespunzător. Domnul doctor mi-a dat telefon imediat la conducerea sa, eu sunt cel mai celebru. Da, sunteți la dumneavoastră, aici vă rog să puneți sticla deoparte, nimeni, șoferul ăla, nu am unii să-l învăț că ăla e, nu știu ce avocat, nu știu ce personalitate. Dar așa, încet, toată lumea a intrat într-o normalitate a lucrurilor. Sper că nu v-am întrerupt, dacă mai aveți ceva. Dar în completare la ceea ce a spus, vedeți că în contract noi avem o campanie, de fapt, care o să o facă operatorul Soma, o campanie de informare și conștientizare pentru colectarea separată a deșeurilor. Plus că acest contract oferă și condițiile pentru a se colecta, da, cred că sunt saci care se repartizează pentru fiecare locuință, de a colecta separat. Se aplică foarte bine la nivelul județului, uite, la Dofteana. Dau un exemplu, Dofteana, în care a crescut pentru luni de zile de când s-au distribuit saci, au crescut reciclabilul versus ceea ce se duce către depozit, către celula 2. În mod evident că e circuitul bateriei în natură și cu cât reușim să închidem acest circuit, cu atât plătim mai puțin și respectăm, repet, respectăm și natura, ne atingem și indicatorii prevăzuți conform legii.
Deci cam asta e. Asta e și rostul acestui contract. Eu îmi doresc și vă asigur că o să monitorizez contractul, dar nu o spun ca o formă de presiune, ci o spun pur și simplu că asta e partea pe care trebuie să o facă ADIS-ul, de a monitoriza acest contract, pe de-o parte, și în același timp să oferim și condițiile ca dumneavoastră să vă desfășurați activitatea așa cum o știți și așa cum știți să o faceți cât mai bine. Completare, vă rog. Poate Soma, da, tot au fost dramolete în ultimii ani, va vor prețul BAU, alimentare de la Soma. În ce condiții, ca să știm de acum, Soma poate să nu mai coleteze deșeurile de BAU? Dacă vreți, vă răspund eu. Da, deci, pe de-o parte, este continuitatea serviciului de utilitate publică și știți că l-am invocat atunci când am fost prefect. Pe de o parte, în condițiile în care, să zicem, dacă nu reușește într-un termen, își pierd și autorizarea într-un termen de să se reautorizeze, există o problemă, dar și atunci se asigură continuitatea acestui serviciu. E corect răspunsul? Da. E corect, da? Nu, dar cunosc temandul. Eu am trecut cât am fost în conducerea prefecturii, ca subprefect și ca prefect, am trecut prin câteva scandaluri legate de, pe de-o parte, știți, Moinești, Dărmănești, tot ADIS, blocaj, CJSU, așa că noi, eu sper ca sub mandatul meu ca președinte ADIS să nu se întâmple lucrul ăsta și sunt convins că nici operatorul Soma, având în vedere că și-a reactualizat toate condițiile de care avea nevoie, conform legii, să presteze calitativ, ar trebui să nu fie problemă. Dacă mai sunt întrebări... Da. Am înțeles că contractul s-a luat la 8 ani. Sunt 22 de oameni, plus Bacău, 23. Ce se întâmplă dacă, ipotetic, mai dorește de nou atest să adere la ADIS? Se va modifica contractul general? Deși toți sunt integru. Toți există două componente. Sunt excepții care sunt... Avem câteva excepții care, ca membri ADIS, sunt toate OAT-urile de la nivelul județului Bacău. Iar ca delegare a serviciului avem doar câteva excepții care au contracte în derulare, care cu clauze suspensive, la momentul când își termină contractul, vor achiesa la operatorii. Deci, practic, acoperiți tot județul, toate localitățile. Repet, operează pe 22 de comune plus municipiul Bacău din acest moment de la semnarea contractului care, și pe 65, și pe 65 Romprest. Și se închide, evident, deci cu un operator autorizat pe depozitare. Deci pe celul la 2. Deci avem operator autorizat la celul la 2, operatori autorizați la nivel de colectare și transport. Au operator autorizat pentru depozitare, operator autorizat pentru colectare și transport pe tot județul. Din câte știu eu, două societăți, au fost vreo 5 contestații, s-a tranșat de către instanța de judecată, 5 contestații, da, care au fost respinse, a dat dreptate ADIS-ului, care dăduse câștigător pe operatorul Soma. După ce s-a pronunțat, am trecut la semnarea contractului, la desemnarea operatorului câștigător. În Bacău se poate colecta selectiv și care e diferența între Bacău și Sibiu? Evident că răspunsul este da, nu se poate colecta selectiv atâta timp. Facem și acum, dar hai să zic rezultate mediocre. Pentru că, în primul rând, ați văzut că domnul președinte a dat exemplu cu Dofteana. Atâta timp cât există puncte publice în zona de case și un simplu om ar trebui să se ducă cu sacul sau cu sacoșa cu peturi să meargă 2 km la capătul străzii, de exemplu, Calea Romană, exista un singur punct de colectare pentru acele reciclare. Cum se ducea nimeni, evident, să ducă la 4 km 4 peturi. Acum, fiecare casă, din zona de case, va avea, lăsând deoparte punctele publice din interiorul, din zona
zona de blocuri, va avea două recipiente, respectiv unul pentru rezidual, care va fi indicat în fiecare săptămână, în fiecare, într-o anumită zi și zi care va rămâne aceeași, și va fi ridicat recipientul pentru deșeurile reciclate. Deci fiecare cetățean de la casă va avea recipientul dumnealui. Un metru și un evident de culoare galbenă. În acest mod, efortul de a utila cu aceste recipiente va fi răsplătit, bineînțeles, cu cantități suplimentare de astfel deșeuri reciclate. În al doilea rând, vorbesc doar de municipiul Bacău, dar acest lucru este extrapolat în fiecare comună din cele 22, începând de la Racova, la Lăpăcel, de la Sărata, până în 22 de localități. Evident, nu le menționez pe toate aici, dar toate vor avea colectare din casă în casă și pentru fracția de rezidual, colectare din casă în casă și pentru fracția de reciclare. În al doilea rând, platformele publice care erau în Bacău, care sunt existente în Bacău, în perioada de mobilizare care se întinde de acum timp de 90 de zile, perioada în care se vor dota cetățenii cu recipiente, se vor reutila acele platforme publice, vor fi dotate, evident, cu fiecare dintre ele, cu baterii de iglu speciale pentru fiecare fracție de deșeuri. De asta, consider că condițiile minimale pentru a asigura precolectarea deșeurilor pe fracții sunt acoperitoare. Repet, mai ales la nivel de comună, imaginați-vă o comună precum Mărgineniu, existau 5 puncte de precolectare împărțite. Mărgineniu de la un capăt la altul are 12 km lungime, numai pe firul șoselei principal. Erau 5 puncte de colectare. Cine se ducă într-un capăt? Sau chiar dacă se duceau vecinii de acolo și umpleau acele recipiente cu iarbă, cu... Mă rog. Cu cine nu aveau materiale de construcție. Să știți că, doamna director economic, relativ la o comparație cu Sibiu. Sibiu ca număr de locuitori și ca, să zic, amplasare, este aproape identic cu Bacău, respectiv sunt cam același număr de locuitori. Singura diferență este aceea, adică sunt mai multe diferențe, dar singura diferență este aceea că foarte mulți locuitori acolo stau la case individuale, vile, case care beneficiază de colectare pe 4 fracții, nu pe 2, pe 4 fracții, pentru că în Sibiu se colectează și biodegradabilul și se colectează de la fiecare casă separat, hârtia separat, în sticla publice, în plasticul. 2. La Bacău nu sunt 18.000 de gospodării individuale, municipiul Bacău, sunt 8.700 de unitate care sunt prezentate, dar asta e și în realitate conferențe. Mă rog, deci, acolo unde există casă individuală, colectarea, să știți că merge mult, nimeni nu face altceva decât există atâta timp cât își poate deșeul, poate fi individualizat. La platforme publice e puțin mai, e și firesc. Am încercat acolo absolut toate metodele de acces controlat, de un proiect în municipiul Sibiu s-au pus camere. Nu funcționează lucrurile foarte bine, dar vă dau, credeți-mă, și puteți verifica lucrul ăsta. Noi în 2016 am venit într-un oraș în care făcea colectare două firme, erau împărțite geografic, făceau două firme. Cantitatea de deșeuri reciclabile era zero, evident, nu se colecta. Deci, cantitativ, din Bacău, acum, recoltez 55.000 de tone, din care am reușit anul trecut să fac 4.000 de tone de reciclabil, aproape 4.000. La aceeași cantitate, în Sibiu, am făcut 18.000 de tone. Adică, din aceeași cantitate totală de 55.000 de tone, aici am reușit 3.000, acolo am reușit 20.000 aproape. Sunt două componente, vreau să tot Două componente. Pe de o parte, respectarea
de către operator, dar pe de altă parte și o campanie de conștientizare a cetățeanului. Pentru că oricum am face noi, tot cât de-am străduit, dacă nu există o campanie de conștientizare că trebuie gunoiul trebuie aruncat selectiv, aruncat sau reciclat selectiv, nu o să reușim. Trebuie să ajungem la nivelul ăla de conștiință publică, în care într-adevăr să colectăm selectiv și este un pas. Eu zic că este un pas important. Dacă îmi permiteți, ca să nu o să mai dau, dacă mai sunt întrebări, aș vrea să trecem la semnarea contractului totuși. Da, vă rog, domnul președinte. Vă dau vestul om. Unde sunt? Ascultă, da. După ce dau la fiecare. Dar l-am verificat. Deci dacă mai sunt întrebări, să știți că putem răspunde și acum, nu e o problemă? Aș completa eu ceva la întrebarea domnului Bogdan. Ca și element de referință, această întrebare, da, se poate. Putem da exemplu de la Său, care ar avea valențe de element de referință, să zicem, în studiul de impact. În luna aprilie 2020, cu sistemul de colectare existent, s-au colectat 600 de kilograme, deci 0,6 tone reciclabile. Schimbând sistemul de colectare, adică am introdus colectarea din poartă în poartă, a doua pubelă special pentru reciclabil, la prima colectare s-au colectat 11 tone. Cam care este, asta este diferența. Deci răspunsul la... Nu, în comuna Său. Deci s-au făcut teste. Deci am făcut teste să putem vedea sistemul care, să validăm un sistem de colectare care să funcționeze. Deci răspunsul este da, funcționează. Sistemul cu cuvertă separată pentru reciclabil la fiecare gospodărie. De unde sunt diferențele așa mari între bacul și sigur la reciclabil? Din sistemul de colectare. Modul de colectare, din modul de colectare, evident. Hai că le-a pus la dispoziție clienților mai multe, așa... Multe tipuri de recipient, astfel încât acolo, dacă ajunge din cantitatea produsă la nivel de gospodărie, foarte puțin ajunge să fie depozitat. Pentru că prin campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, pacuri, mobilier, facturi, uși, CCV, totul se colectează, nu mai apare la platforma publică, prin campanie de colectare a deșeurilor periculoase, precum dozele de spray, cu bucăți, internită, toate astea se fac odată pe trimestru. A dispărut și fracția asta prin colectarea fracției de biodegradabil și fracția umedă din casă, tot ce înseamnă lucrare, coș de cartof, coș de roșii, stricate, ouă, toate astea fac separate. Acea fracție, care e cea mai grea, nu ajunge la depozitare, nu se plătește cec pe ea, nu plătește depozitare nimeni. Pe ea nu ajunge ca utilizatorul în final, pentru că utilizatorul plătește către UAT o taxă, taxa aia este folosită pentru a plăti operatorul de colectare și de transport, operatorul care face compostul. Acel compost nu mai ajunge să fie depozitat, atunci un plus valoare.
Adică nu consumă pe depozitar. Iar reciclabilul este, bineînțeles, valorificat aproape în întregime, cu excepția unei mici cantități care merge și aia la valorificare energetică, respectiv ajunge materie primă la combinatele de ciment. Valoarea este foarte mică și uneori chiar negativă, dar nu afectează așa de mare, în așa de mare, să zic, valoare, precum ar afecta dacă ar fi depozitat. Da, companiei de asta de conștientizare, n-ar fi mai bun să fie însoțită sau dublată de o altă campanie de sancționare. Cine e măsură să fie? Acum, poți să, grație, grație voi să intervinăm. În mod cert, este foarte bună, pentru că în condițiile în care, în care nu se sancționează, conștiința, știți foarte bine, că trece printr-o... Deci am reușit anul trecut și am dat cu a doua cumpărătă pentru reciclabil trei orașe din vestul județului, respectiv Moinești, Dărmănești și Onești. Ce s-a întâmplat? Am dublat această activitate. Deci la finalizarea distribuirii cumbelelor am început o campanie, s-a făcut o grupă operativă formată din poliția locală din zona respectivă, reprezentantul de mediu de la primărie, reprezentant de la al operatorului și reprezentant al ADIS-ului, un inginer care a mers pe teren. ADIS. S-a mers pe teren în ziua de colectare, menajer, în ziua de colectare a deșeurilor menajere, s-a mers pe teren și prin sondaj s-au răsturnat cubele, unde au fost găsite materiale reciclabile în acele cubele. S-a întocmit un proces verbal de atenționare. N-a fost sancționat contravențional. A fost doar o atenționare. La a doua abatere s-a stabilit prin ședință de Consiliul Local, prin hotărâre de Consiliul Local, cuantum amenzii. Și se vor da amenzi. Te-a sucheat. Nu se vor da amenzi. OAT-ul are atribut. OAT-ul se sancționează prin poliția locală nerespectarea... De cine ai de cel care... De utilizatorul casnic. Lucau. Pentru că nu mai are mobilă. Dar haideți să dau o chestiune. Care l-am spus și la început. Unu, pe de-o parte, pe platformele care nu poți să faci distinția cum s-a depozitat și ai alte condiții, dar ai în schimb când se face personalizat, se duce către locuința cetățeanului. Și atunci, în mod evident că poți să identifici care este utilizatorul. Da, păi am spus la bloc. Deci am spus că acolo nu poți să faci o distinție și a spus-o și domnul director, dacă nu mă înșel. De asta ține și campania de conștientizare. Pentru că acolo unde depui, e foarte greu să identifici, domnule, cine are, ca vecinul la 6 sau la de la 5. Nu ai cum. Trebuie doar prin sondaj. Pe de altă parte, mai e un aspect extrem de important. Și UAT-urile au un rol extrem de... un rol în, nu numai în conștientizare, în a aplica anumite, nu numai sancțiuni, de a verifica partea de selectare a reciclabilului și nu numai. Așa cum prevede contractul. Nu numai ADIS, dar nu numai ADIS, nu numai operatorul. Ideea este că din toți care sunt la această, nu doar la această masă, dar în acest implicați, trebuie să formeze echipe de lucru care să monitorizeze modul de colectare a deșeurilor. Și, sincer, chiar îmi doresc, eu vă spun, nu vă ascund, e ca o... îmi doresc ca în spatele blocului meu e o platformă de bunoi. Chiar îmi doresc să o văd curată de fiecare dată. Deci să știți că până la urma urmei cam la asta se reduce. Pe lângă să o văd curată, să văd că într-adevăr nu mai dau pe afară deșeurile din... Și aici e și o conlucrare între operator ADIS, dar și UAT. Fiecare are responsabilitatea lui. Cred că n-am omis pe nimeni. E posibil acum să avem succes, mai ales dacă se va introduce și taxa asta pe petruși.
Eu am că România nu se mai duce la voi Alanda, ce să ducă la vecină. Cel mai important lucru este că după această conferință de presă, după ce noi am semnat, este un pas, o să mai venim în fața dumneavoastră să vă mai propunem și altceva, să mai facem și altceva pentru, din punct de vedere al mediului. Nu o să spun ce, până când nu se finalizează un protocol, dar vă garantez că o să vină în fața noastră și cu alte măsuri care să asigure o colectare selectivă și o depozitare concretă, că o să mergem și pe cel care depozitează, deci cel operatorul care operează depozitarea. Da, întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc mult, îl felicit pe domnul președinte și sperăm o colaborare bună în folosul cetățeanului. Un oraș mai curat. Gata?